Continuăm jurnalul cu știri din sport. Meciul 5 din finala campionatului de basket masculin va putea fi urmărit în direct pe un ecran gigant aplansat pe platoul sării sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Umobitel Coș și CSU Ploiești dispută mâine meciul 5 din finală, în urma căruia clujenii au șansa să câștige al patrulea trofeu din istoria clubului. Clujul se pregătește de sărbătoare. Umobitel Coș conduce cu 3-1 pe CSU Ploiești în finala diviziei A și sunt la o victorie distanță de câștigarea titlului de campion al României. Meciul 5 din finala dintre CSU Ploiești și Umobitel Coș a putea fi urmărit la Cluj-Napoca pe un ecran gigant amplasat în fața sălii sporturilor Horia Demian, au anunțat oficialii grupării ardelene. În cazul unei victorii, basketbaliștii clujeni vor obține al patrulea titlu național din istoria clubului, în timp ce o înfrângere va duce scorul general la 3-2, iar meciul 6 din finala se va disputa la Cluj pe 31 mai. Umobitel Coș și CSU Ploiești s-au întâlnit în ultimii 6 ani de 3 ori în finala campionatului, însă trofeul a fost obținut de fiecare dată de prahoveni.